Ui, ciao Lengel aici. Stați așa. Azi vă prezint Oradea și cât de spart e orașul și am începem. Deci în vara asta primăria oare cum îi înțeleg o reușit să spargă orașul. Aici era o stradă cu sens unic, merea încolo, am uvit și încoace, fiindcă strada cealaltă e tătă spartă și nu poți mere pe ea. Și o să discutăm despre un subiect pe care am vrut să-l discut. Probabil ați văzut pe TikTok că tot am postat pe acolo, dar nu prea am apucat. Subiectul ăsta e mult prea lung și am zis că mai bine îl pun pe YouTube, fiindcă pe TikTok trebuie să fac 100 de părți. Uite-te cum arată parcul ăsta, tot e spart, ori căzut copaci și au rupt și garduri. Sau nu știu ce s-a întâmplat pe aici. Ai, nu zic că stau amoci. Deci am o zi de luni, ora 3:30 de august și nu e așa de aglomerat orașul. Dar vreau să vă duc pe străzile principale din oraș să vi le arat, mai ales alea din centru, că acolo e destul de spart. Și să explic toată faza cu spartul orașului, cât de benefică îi. O chestie ce, bă, dar nu înțeleg, am mers 10 metri și deja s-a făcut roșu sau ce aici. Plus o altă chestie e opoziția asta din Oradea, da? A partidelor, da? Deci ăștia nu fac nimic, frate. Deci la cât de spart e orașul, la câte șantiere vor să vină pe viitor, da? Să înceapă. Uite ăștia de la șantiere. Bă, deci e prima oară în viața mea când văd pe cineva care spală parbrize în Oradea. Deci pe bune n-am mai văzut în viața mea. Deci nu am mai văzut în viața mea. Îi datorită șantierelor, vedeți? Deci, mă, n-o fii atent, mă, ce distanță e între mine și asta. Hai, mă, dar du-te odată. Hai că mă bag în centru, după aici vreau să vreau. Aici tot e spart. Strada aia era, aia tot e spartă. Punctele principale, da? Unul la mână, orădenii s-au saturat de tăche șantierele astea și de faptul că tăche străzile sparte și a zice eu că s-au săturat și de pasajele astea subterane sau supraterane din oraș și asta mă enervează cel mai mult că ăștia din opoziție mă nu zic nimica, adică sunt niște chestii, uai, stai că aici ai, am uitat, mă, că aici nu pot face dreapta, ha? Sau pot face? A, pot face. Într-o zi nu mai puteai face, nu știu ce, ori blocată. No. De exemplu, să vă dau exemplu la strada asta. O vedeți tătă spartă, am un locuiez ei, nu știu ce. Sperăm că tătă strada asta, după ce a fost atât de spartă și încă e spartă, da? Va fi asfaltată ca nouă. Și nu numai strada, dar și trotuarele. Da? Am un, după cum se vede, lucrările astea de aici, da? Îți dă reasfaltarea străzii, da? Dar altfel nu spărgeau ei tătă porțiunea aia, jumătate de stradă. Vai, ce aici, fii atent. Deci asta o să fie reasfaltată, nu? Problema e că o grămadă de altele nu vor fi, cum îi Sucevei, cum îi aia de lângă primărie, Tudor Vladimirescu, acolo nu știu cât de spartă e, asta ce mere cât Alexandrii, asta ce mere în față, nu știu dacă a fi reasfaltată, eu sper să fie, dar mă cam chem că n-a fi. Aia de acolo. Deci Oradea e spartă rău. Uite și aici. Zona asta. Asta sper eu că nu or să facă numai parcările astea, ci or să facă tătă strada. Nu știu dacă s-a întâmplat asta, sincer. Fiindcă de obicei nu se întâmplă. Nu. Hai că mă duc încolo să vedeți cât de spartă e zona asta. Iată. Deci aici trebuie să oprești din 5 în 5 minute. Că n-ai nicio șansă. Nu? Uite că sparg mă și stația asta. Bun, aici există trei străzi principale care or să dea în pasajele din față. Dacă una dintre ele nu o să fie reasfaltată, îi nașpa. Stai așa. Deci asta e una dintre ele. După aia e aia altă din partea aia alta parcului și mai e aia Sucevei. Eu sper că toate astea trei să fie reasfaltate, fiindcă dacă nu văz și au fost închise 3 ani de zile sau 2 ani de zile, nu știu cât a durat aici toată treaba. Dacă ții atâția ani închise străzile și după aia nu poți circula ca lumea pe ele, îi jale. Doamne, dar mișcați-vă, mă, că nu vine nimeni. Nu știu ce fac așa.
Uite, și aici parcul, de fapt nici nu-i parc, dar atât e spart. În fine, hai mă, duc eu odată. Cred că am ceva școală în față, că altfel... De obicei, când e școală, nu se mișcă, mă. Deci, hai mă, da, bagă podea până în podea, mă, dar duc eu odată, mă, bine. Dă stau și să uită la... Așa, du-te și du-te. Dă stai și te uiți în lături. Aici, de exemplu, asta iar e spartă. Deci dacă nu e asfaltată după ce o ținut-o atâta timp spartă, mă înțelegeți, e bai. Ar putea face opoziție, mă refer la partidele din opoziție, da? Ei, uitați-vă cum arată. Deci i-ar putea toca pe ăștia din primărie, dar nu zic nimic, mă, zici că nu știu cum să zici că-s constipați. Deci nu zic nimic, nu i-a uși ciripind. Mă înțelegeți? Și nu că nu zic nimic, bă, nici nu le explică la oameni. Domnilor, dacă, de exemplu, atât eu, da, eu l-am votat de timpul pe Bolojan, l-am votat și pe Birtamu, cel mai probabil l-oi vota iar pe Birta, dar o-i vota la Consiliul Județean alt partid, votul meu o să fie așa, un fel de protest asupra faptului că, bă, Oradea nu se îndreaptă în direcția în care ar trebui, adică nu există creștere economică în oraș, universitatea nu se dezvoltă și orașul nu se înfrumusețează, adică e tot mai spart și există tot felul de scuze din astea că, domnule, trebuie să facem pasaj înainte, că până atunci nu putem face nimica, știi? Da. Ceea ce, astea scuze de doi bani, că sunt străzi de pe vremea lui Bolojan sau înainte de Bolojan, dar Bolojan a venit în 2008, care arată ca niște cochețe. Și atunci ce faci? 20 de ani n-asfaltezi o stradă, fiindcă la un moment dat tu e posibil să bagi nu știu ce țeavă subterană pe acolo de termoficare sau de apă, știi? Păi nu, frate, dacă bagi în următoarele 6 luni sau un an de zile țeava aia, da, înțeleg că nu asfaltezi, dacă nu bagi 2-3 ani de zile, asfaltează amucă, peste 3 ani de zile oricum strada aia fi spartă, că vine iarna și iară să decopertează și să fac grop și din astea, nu? Păi atunci, da, înțeleg, 6 luni, un an de zile, tăcei sub un an de zile, asfaltează amu și când îi băga tu țeava aia, Dumnezeu cu mila atunci. Oricum nu le-or băga în viață. Da. În fine, și ăștia din opoziție, frate, nu zic nimica, mă. Deci, nu zic nimica. De exemplu, să le explice la orădeni. Domnule, dacă primăria mai... Ce faci ăsta, mă? Du-te, bă, și cu... Da, deci dacă primăria face toate pasajele alea, de exemplu, și eu, dar și cred că destui orădieni s-au săturat de șantiere sau s-au săturat de pasaje, da? Unul la mână mie nu mi se pare că Oradea e New York, să zici că, domnule, avem nevoie de încă nu știu câte pasaje în oraș. Dacă era New York, înțelegeam, dar nu-i New York și nu-i oraș incredibil de mare sau incredibil de aglomerat. Oradea nu a fost oraș aglomerat nici înainte de facerea pasajelor astora, de exemplu alea din centru civic, ok, dacă le fac alea, să le fac amu, și nici nu o să fie aglomerat după, da? Nu zic, pasajele alea îmbunătățesc un pic traficul, nu vine nimeni să le explice la orădeni, domnilor, dacă primăria face pasajele alea pe care, de care te zicem, îi Magheru și la gară, da? Acolo durează 2-3 ani de zile. După aia mai e Decebal și la Oneștilor, deci Decebal cu Vladimirescu și Vladimirescu cu Oneștilor, acolo încă două pasaje, iar durează vreo 2-3 ani de zile. Și mai e pasajul ăla de la Meșteșucarilor cu Centura. Sper că n-am uitat altul, că sincer nici nu știu. Stați-o leacă, că vreau să-mi reglez camera, că mi se duce în toate părțile. Bă, mor de cald. Hai bă, matiz odată. Deci bun, dacă primăria vrea să facă toate pasajele astea și după aia să mai gândesc la altele, deci toate pasajele astea 5 de care v-am zis, durează undeva între 6 și 8 ani de zile. Deci ăștia din Oradea, mai aveți răbdare 6-8 ani de zile ca să circulați în oraș exact cum circulați în prezent, adică cu chiu, cu vai în anumite zone, nu mai are nimeni răbdare de încă atâtea pasaje, da? Și nu-i vorba numai de mine, că eu cum am zis, l-am votat tot timpul pe Bolojan și l-oi votat și pe Birta, dar numai pe el. E vorba de cum e menegiuit orașul, frate, n-are sens, unele lucrări nu și-au sensul, da? De exemplu, tramvai către aeroport, deci lucrarea aia e fără sens. Ok, ca să vă explic de ce se fac lucrările, bă, du-te mă, uite. De exemplu, de ce se face
încă un terminal la aeroport. Am o să extinde aeroportul din Oradea. Lucrările astea se fac nu că-s necesare, că oricum în Oradea nu or să existe zboruri, adică scenariul optimist sau realist o să existe la un moment dat, cum au existat până acum, 3-4 zboruri internaționale plus alea de București care au fost tot timpul, da? Deci în Oradea trebuie să ne luăm gândul că vor exista zboruri, avem prea multe aeroporturi în zonă, Timișoara, Cluj, Debrețin, Budapesta, dacă astea ar da faliment, într-adevăr Oradea ar avea șanse. Astea nu or să dea faliment și noi o să rămânem tot așa. No, bun, de ce se face și de ce s-au băgat atâția bani în proiectul ăsta a aeroportului, care e un proiect fără sens? Din cauza că s-au contractat niște bani, dacă nu mă înșel, europeni, sper să nu mă înșel, să nu fie prin PNRR, adică-s bani gratis și ultima oară când Uniunea Europeană mai plătește, mai dă fonduri europene pentru aeroportul. Deci ăsta e ultimul ciclu financiar în care se mai dau bani. Dacă nu luau bani ăștia pentru aeroport, nu, niciodată nu se mai extindea aeroportul. Înțelegeți? Deci are și logică chestia asta, ce face primăria, dar îți dai seama că aeroportul ăla niciodată n-a avea zboruri. Adică pentru ce să bagi banii aia? Plus că plătești și ei, adică nu știu... Uniunea Europeană plătește 90% din costuri și primăria sau Consiliul Județean plătește celelalte de 10%. V-am dat un exemplu că nu știu exact care sunt procentajele, dar tot plătește și ei ceva. No. A, dar stai că eu mă duc pe aici, dar nu vă arăt cât de spart e orașul. Hai că mă duc și mă întorc. Da, deci există proiecte de-astea făcute fără cap și fără sens, ca norocul că nu prea te încurcă faptul că la aeroport s-a mai face un terminal, că nu, oricum nu sunt zboruri, deci n-au ce să încurce, nu există pasageri. Deci ăștia din opoziție pur și simplu zici că sunt constipați, nu sunt stare de nimica, fiindcă există momentan, nu știu cum să zic, o șansă reală ca actuala administrație să nu ia peste 50% cu condiția ca opoziția să facă o opoziție sănătoasă pentru oraș, cum să zic. Să vă dau un exemplu, dar nu cred că o să se întâmple asta vreodată. Să zicem că partidul X, da? Începând de amu, începe să dea din gură, să nu știu ce, și îi mai fură la Birta, nu știu, cât au avut, 70%, să zicem că realistic probabil ar lua 60% dacă ăștia din opoziție nu zic nimica. Vai. Așa, și să zicem că dacă opoziția îi tocă o leacă pe proiecte și pe din astea, să zicem că iau sub 50%, da? Un scenariu așa. Stai că m-am și pierdut, am, nici mai știu ce am vrut să zic. Accelerați! Zbibol, mă, bibol! Uite, aici are te spart. Aici puteai veni și încoace, am poți merge numai încolo. Bă, nu mai poți merge pe Tudor Vladimirescu deloc? No, în fine. Hai că mă duc în față. Ce înseamnă o opoziție sănătoasă, de exemplu, partidul X, da, ia, nu știu, 20%, PNL-ul ia 48%, fac coaliție, dar coaliția aia în ce constă? Ok, faceți, să zicem, faceți pasajele alea de la Decebar cu Vladimirescu, dar atunci, deci atunci asfaltați tot Decebal, deci numai așa vă votăm proiectul ăla. Deci asta înseamnă o opoziție sănătoasă. Ce o să se întâmple în realitate e că partidul ăla X o să zică: domnule, vă votăm toate proiectele, dar puneți directorul nostru la Muzeul Țării Crișurilor, puneți încă un vicedirector la administrația locală Oradea, schimbați directorul de la ADP și puneți la nostru. Nu mai știu ce companii de-astea îs de la primărie și ce o să fac, o să-și pune toată clientela în poziții din astea de conducere și nu o să facă nimic, adică asta nu e opoziție, asta e egală cu zero, da? Opoziția reală ar fi aia care ar, cum să zic, ar dezvolta orașul. Faptul că tu spui oameni la Muzeul Țării Crișurilor sau la ADP e egal cu zero. Nu știu ce. Hai că aici, în zona asta, nu-i spart orașul. Ah, ies niște valuri pe aici, de zici că... În fine. Da. Deci asta ar fi o opoziție ca lumea, ceea ce nu o să se întâmple, sau
nu prea mă aștept să se întâmple de la majoritatea partidelor. Gândiți-vă că urmează încă 4 ani de zile în care primăria nu o să se mai poată opri din făcut pasaje. Pasaje care sunt mai mult sau mai puțin utile, din punctul meu de vedere, sunt mai puțin utile, că se poate lua o pauză de 4 ani de zile, adică un mandat, în care, ok, nu mai facem pasaje, dar asfaltăm toate străzile din oraș, facem noi pietonale în centru, reabilităm clădirile din centru, facem zone de promenade, spații verzi, da? Și vedem dacă după 4 ani de zile e prea mult trafic în oraș, atunci mai facem încă un pasaj, 2, 3, dacă se justifică treaba asta, nu? Și ăștia din opoziție nu le explică orădenilor, de-aia sunt niște constipați și nu știu să iau un proiect tehnic și să se uite pe el, da? Și după aia să-l deslușească, să-l descifreze și să-i explice, să nu știu, posteze clipuri, să pună poze pe Facebook, pe Instagram, să explice. Dom'le, uitați-vă cât de prost e făcut proiectul ăla de pasaj subteran de la Magheru. De ce-i făcut prost? Fiindcă acolo o să fie o singură bandă pe sens pentru trafic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din două benzi pe sens, cum sunt acolo, o să fie una singură. Ce înseamnă asta? O să înseamnă că o să se gâtuiască pe traficul și o să fie mai rău decât înainte. Dar care e partea bună? Partea bună e că tramvaiul o să circule mult mai bine. No. Tramvaiul care oricum ar circula mult mai bine dacă ar fi două benzi pe sens. De ce? Fiindcă acolo, dacă se fac pasaje și rămân două benzi pe sens pentru trafic, înseamnă că nu mai există trafic, că oricum mere fluent traficul. Deci nu se justifică o bandă separată pentru tramvai. No. Bă, mi s-a oprit camera, nici măcar nu știu unde mi s-a oprit. Stai că trebuie să trag pe dreapta să văd exact unde mi s-a oprit, frate. Bă, deci atât am vorbit că am răgușit. Bă, s-a încălzit camera, mă, de-aia mi s-a oprit. Dar noroc că s-a oprit destul de târziu, ca să zic așa. Deci dacă mașinile circulă bine pe Magheru, atunci e clar că și... Bă, fii atent, mă. E clar că și tramvaiul o să circule bine. Oricum tramvaiele în Oradea circulă super prost. De exemplu, Amu circulă la 15 minute, să zicem, dar există o singură linie de tramvai în oraș, da? Când o să se dea drumul la circulația tramvaielor până pe la gară și pe acolo, da, o să fie mai multe linii în centru civic. Și atunci ce înseamnă? Înseamnă că se ia de aici tramvai și se duc acolo. Înseamnă că aici nu o să mai fie la 15 minute, o să fie la 25 de minute. Deci în Oradea tramvaiele și autobusele oricum circulă super prost. Deci faptul că a circulat pe acolo un tramvai la 25 de minute e egal cu zero, știi? Că nu te încălzește cu nimica. Da, nimeni nu stă să se gândească la astea, nici ăștia de nopoți. Uite-o pe asta, credeți că s-or îngropa cablurile aici? Nu s-or îngropa, voi face clip după ce e finalizată strada. Deci ori spart toată strada asta, ori închis-o, nu știu, hai să zicem un an de zile închisă, da? Și nu sunt stare să îngrope cablurile. Da. Deci așa or să fie peste tot. Mere la, mere. O altă chestie pe care o scoate primăria, dar asta o probabil dacă o să o fac, o să o facă după alegeri, fiindcă e mult prea riscantă pentru ei. Probabil ați auzit de proiectul ăla în care vor să desfințeze parcările astea de la blocuri, parcările plătite, toată lumea plătește, nu știu, 160 de lei pe an și atunci ai parcarea ta în fața blocului și dacă cineva parchează pe locul tău, tu poți suna la poliția locală să vină să-l amendeze sau să-i ridice mașina, nu știu exact. Wow! No, în fine. Deci ați auzit probabil de proiectul ăla și vor să-l schimbe și vor să lase parcările la liber și oricine plătește 160 de lei să poată parca oriunde pe locurile astea. No, aici există mai multe probleme. Unul la mână, poliția locală n-are cum verifica dacă cineva o plăti parcarea aia, fiindcă baza lor de date și aia primăriei în care să îi găsești pătăți care ori plătit, îți diferite, da? Deci poliția locală nu poate verifica baza de date a primăriei. Deci poliția locală pur și simplu nu o să poată verifica cine plătește și cine nu. Asta ce înseamnă? Înseamnă că oricine o să poată parca în fața blocului, da? E o chestie logică.
tot aici, dar știți că se aceau coptături de alea din anii 80-90 și care în loc să le ducă la remat, le țin în fața blocului. Aia nu le țin amul exact în fața blocului, ci le țin mai încolo, da? Fiindcă în fața blocului îți luate parcările alea și oarecum îți private, da? Îți date cetățenilor. No, pe aia o să vină cu toate coptăturile, da? O să le parcheze în fața blocului pe locul tău, da? Și tu nu o să mai ai unde parca după ce vii de la muncă, da? Nu-i nimeni să explice tătă treaba asta, știi? Fiindcă e logic, da? Deci dacă nu o să mai ai locul tău de parcare, da? Și astea sunt locuri multe de parcare, cred că sunt undeva la 20.000, dar nu vreau să mă înșel, dar oricum sunt multe, da? Și toți ăștia care au locuri de parcare, nu te băga, toți ăștia au buletin de Oradea și votează în Oradea, că numai așa îți poți lua loc de parcare în Oradea, dacă stai în blocul ăla și ai buletin acolo și mașina e tot pe numele tău și tăteale, da? Deci altfel nu îți poți lua loc. Deci dacă primăria ar băga toată treaba asta înainte de alegeri, ea, li s-ar tăia din voturi destul, fiindcă lumea, normal că n-ar mai vota, fiindcă ar vedea că, bă, frate, ăsta cu șeranul din 96, vine, îl parchează în fața blocului și nu-l mai mută de acolo. Și eu când vin de la muncă nu mai am unde parca. Deci proiectul ăsta, dacă o să fie implementat, o să fie implementat după alegeri. Dar ăștia din opoziție ar putea dimica acolo pe ideile astea, care sunt idei tâmpite. Adică n-ai... E clar că dacă tu nu mai ai locul de parcare, o să vină unul ce nu-și mută mașina cu lunile de acolo și o să parcheze în locul tău și tu o să parchezi, cine știe, unde îi mai găsi. No. Hai că nici nu mai uit să semnalizez pe aici. Și sunt tot felul de proiecte din astea în Oradea care nu și-au sensul sau idei din astea pe care opoziția le-ar putea folosi, dar nu le folosesc, că-s prea copți. Că-s prea copți, mă! Am răgușit că m-am enervat. O altă chestie e dezvoltarea economică. Bihorul, ați văzut probabil pe TikTok, că tot am postat clipuri, că Bihorul stă e pe locul 35 din 41 de județe, deci stă super prost economic și ca exporturi și ca tăchealea. Deci cele mai proaste salarii, în timp ce Oradea e unul dintre cele mai scumpe orașe din țară. Nu-i ca Clujul, dar e destul de scump totuși. Uitați-vă ce străzi, arată ca un cocheț în zona asta. Da, sau proiectul de lărgire la două benzi a meșteșugarilor, strada pe care am venit, da? Nu avea niciun sens. De ce? Fiindcă meșteșugarilor nu-i stradă circulată și nu a fost niciodată stradă circulată. Ei zic că e nevoie de două benzi, fiindcă o să fie un pasaj aici, de care vă ziceam, pe centură și o să vină nu știu ce trafic. Frate, nimeni nu o să vină traficul până meșteșugarilor, că n-ai, dacă vrei să mergi în Rogerius, în... nu știu, sau să merge, să vii de la vamă și să mergi în Ioșia, tu crezi că o să intre pe meșteșugarilor ăla sau o să meargă pe centrură și o să intre pe calea Radului? Deci meșteșugarilor n-are nicio logică în a avea două benzi pe sens. Pur și simplu s-o tăiată scopace aia de acolo, s-o tăiată spațiul ăla verde, numai așa de dragul de a face un proiect. Mă înțelegeți? Deci proiectul ăsta n-avea niciun sens. Și o să vă arăt după ce e gata meșteșugarilor și după ce e gata pasajul, o să mă duc pe acolo și o să vă arăt că nu există trafic. No. Da? Deci acolo strada trebuia reabilitată și asfaltată și trebuiau făcute piste de biciclete, dar în niciun caz două benzi pe sens, fiindcă s-a lărgit strada prea mult și atunci taie din tot spațiul ăla verde și din tot copacii aia care existau și din punctul meu de vedere meșteșugarilor avea, nu știu cum să zic, farme cu ei, adică era o stradă așa destul de verde, avea spațiul ăla verde mare de vreo 5 metri sau și mai mult între case și stradă și am ori stricat-o, fiindcă va fi trafic, nu va fi trafic pe meșteșugarilor, nu o să fie niciodată. Plus meșteșugarilor nu leagă nimica, nu leagă Ioșia de Rogerius, ce asta leagă Oneștilor. Sper că pe asta să nu o mărească la două benzi pe sens, că și pe asta vor, și la asta e proiect de mărire la două benzi pe sens. Băi, frate, rămâi copt, mă! Na. Aici nu zic că e trafic, dar dă-l încolo. Și aici vor, în spatele meu, exact am unde am făcut dreapta, acolo vor să facă pasajul de la Oneștilor cu Tudor Vladimirescu, pe dedesubt. Da. Mă înțelegeți? Aici poți mere pe meșteșugarilor, dacă poți mere pe Deceba, dacă meri în Rogerius, dar nu trebuie să vii pe aici pe Oneștilor. Amu, dacă vii pe Oneștilor, îți asumi faptul că stai la coadă. Până la urmă, în orice oraș din lume, la ore de vârf să stai la coadă. Dar nu poți zice, gata, facem pasaje în tot orașul ca să nu mai stai în viața ta la coadă. Știi? Păi nu, e normal să stai la coadă la ore de vârf. Dă-o încolo.
plus în Oradea nu se stă mult la coadă, adică niciodată nu s-a stat mult. Există 8 dimineața, există 4 după masa, 4-5 după masa, după aia orașul e liber. Uitați-vă, și aici se circulă, dar am ui perioada concediilor, nu? De-aia se circulă mai lejer. De-aia zic că, bă, frate, ăștia din opoziție, în loc să-și facă treaba și să vină cu idei sănătoase pentru oraș, da? Ei tot, de fapt, nu că tot, nu fac nimic. Deci nu fac nimic. Deci eu, pe bune, că... Nu știu exact ce-i vot, dar cum am zis, votul meu o să fie așa de protest, fiindcă orașul nu se îndreaptă în direcția care trebuie, adică nu se dezvoltă economic universitatea, dezvoltarea economică ar veni în urma, cum să zic, ca unei calificări mai bune a universității, da? De-aia Clujul, care e oraș fără centură și cu un trafic haotic, da? E un oraș ce stă bine economic din cauza sau datorită universității, da? Faptul că zice Bolojan că investițiile urmează infrastructura, asta e o prostie într-o oarecare măsură. De ce? Fiindcă uite-te la Iași, care e în fundul țării și s-a dezvoltat economic doar datorită universității. Mai sunt orașe de genul Brașovul, da? Au avut vreo autostradă lângă? Nu au avut. Nici Clujul nu poate zice că a fost legat până recent de nu știu ce autostrăzi. Au avut ei ciotul acolo, dar ăla egal cu zero. Da. Și sunt orașe în țară care nu au avut autostrăzi, deci asta cu prostia asta lui Bolojan că investițiile urmează infrastructura, e adevărată, dar doar într-o mică măsură, adică faptul că faci tu încă 100 de centuri sau pasaje în Oradea, astea sunt pentru fluidizarea traficului, nu sunt pentru dezvoltarea economică a orașului. Pentru dezvoltarea economică îți trebuie o universitate puternică. Sau dacă nu ai universitate, atunci cumva reușești să convingi oamenii să se mute în orașul tău. Adică tăția care lucrează pe corporații, da, IT-ști și tăția alea. Fiindcă în Oradea nu există mediul ăsta corporatist, da? Zi la un corporatist, hai în Oradea și așteaptă tramvaiul să vină la 25 de minute, să vezi. Mai are chef să vină să stea în stație, să aștepte tramvaiul? Nu. Uite-te la strada asta cum arată. No. Deci asta a fost rașchetată, am uns 2-3 ani că încă se văd urmele alea și nu a fost asfaltată. Când a fi asfaltată? Nu știu. Probabil o să zică că, domne, trebuie să băgăm țevile în pământ înainte. Când? Că din 2008, de când a venit Bolojan, te băgați țevile alea și nu le-ați băgat niciodată. Câți ani mai trebuie să așteptăm ca să băgați țevile alea în pământ? Încă 10 ani? Dacă trebuie să așteptăm 10 ani, atunci spărgeți amu. Nu spărgeți amu, asfaltați amu. Mă înțelegeți? Ui. No. În fine. Hai mă, dar duc eu. Asta e un prieten. No. Deci ăștia probabil de-aia nu fac opoziție, că zic că, domnule, n-avem șanse, știi, oricum a fi votat Birta. Fraților, faceți niște sondaje de opinie să vedeți câți orădeni mai vor să le fie spart orașul încă 7-8 ani de zile. Vă zic eu că nu mulți, vă zic eu că nu mulți. Și eu sunt unul dintre ei, eu tot timpul am fost pro-dezvoltare, dar la un moment dat îți dai seama că proiectele astea doar creează, cum să zic, debandadă în oraș și în niciun caz nu sunt făcute precum proclamă ei pentru dezvoltarea economică a orașului. Da? Deci Oradea nu s-a dezvoltat economic fiindcă o să existe o centură între Biharia și Paleu sau o să existe nu știu ce centură între Nojorit și Oșorhei sau... Astea sunt pentru fluidizarea traficului, nu pentru dezvoltare economică, da? Bă, iară mi s-o închis, mă. E prea cald afară și tot schimbă pe baterii. Să încălzesc bateriile, să încălzesc ce camera și haos. Stai că nu știu pe unde. Bă, și veneam pe acolo, pe lângă bibliotecă și am vreau să închei. Ziceam, când treceam pe acolo, ziceam că îs niște lucrări și că acolo trebuia să fac stadionul și nu o să se mai facă. Unul la mână, primăria nu a făcut destul de repede toate dosarele alea ce trebuie făcute, proiectul tehnic și nu mai știu exact care. Și din cauza asta, guvernul vrea să oprească finanțările pentru stadioane, fiindcă ați văzut că cresc taxele și bla bla bla. Și din cauza că primăria nu s-a mișcat destul de repede, banii ăia nu mai vin. Și oarecum ori pierdut banii. Am nu știu dacă ci că ei ar vrea să negocieze, să le dea totuși bani de stadion. Nu știu dacă o să se întâmple asta. O mai fac eu, bă, stai că nu știu pe aici, pe unde să mă duc. O mai fac eu clipuri de astea pentru YouTube.
Voi mai face și pe TikTok, acolo sunt mai scurte și un pic mai complicat. No. V-am lăsat atunci și ne auzim data viitoare.